Bună seara! Lansăm astăzi cel mai nou roman al lui Mario Vargas Llosa. Roman a apărut la sfârșitul anului 2019, care a fost premiat în Spania cu premiul Umbral pentru cel mai bun roman al anului 2019. Vremuri grele. Roman care a fost tradus în limba română de Marin Mălaicu Pondrari. Este al 30-lea roman, a 30-a scriere, mai bine zis, care apare în grupul editorial Human. Pentru că, la început, seria de autor Mario Vargas Llosa a figurat la editura Humanitas, începând din 2002, iar din 2016 a devenit o serie a editurii Humanitas Fiction. De ce? Pentru că editura Humanitas Fiction se ocupă aproape în exclusivitate de scritori străini. După cum bine se știe, Mario Vargas Llosa a primit în 2010 premiul Nobel pentru literatură. Romanul pe care îl vom discuta astăzi și imediat vă voi prezenta invitații mei, face parte din cadrul romanelor istorice, romanelor cu dictatori, cum s-a spus. Și vom regăsi aici personaje din Sărbătoarea Satului, roman care a fost dedicat mult spus, care l-a avut ca personaj principal pe Rafael Trujillo și dictatorul dominican, pe care îl vom regăsi alături de câteva alte personaje în romanul Vremuri grele. Din 1916, când seria Mario Vargas Llosa a trecut la Humanitas Fiction, primul roman pe care l-a publicat Vargas Llosa atunci a fost Cinci colțuri. Cinci colțuri care îi ofresc, de fapt, a Perului în ultimii ani ai dictaturii lui Fujimori. O frescă și în acel roman e foarte important că accentul se pune și, de fapt, personajul principal, între ghilimele, este presa. Și ce poate să facă presa? Presa senzaționalistă, pe de-o parte, iar pe de altă parte, exact cum spunea Mario Vargas Llosa într-un interviu, presa ca instrument de pavăză morală și civică a societății. Vom avea de a face cu ce înseamnă presa, ce înseamnă ficționalizarea realității și în romanul Vremuri grele. Despre roman vor discuta astăzi Cristian Pătrășconiu, care este scriitor și jurnalist, recent premiat de juriul Uniunii Scriitorilor, Cătălin Striblea, care este jurnalist, emisiunile sale de luni și până vineri de la Europa FM fac furori, și Ioan Stanomir, care este scriitor, politolog, publicist. Trei domni care cred că se pricep la Mario Vargas Llosa și care îl vor judeca pe scriitor în funcție de marile lui romane dinainte și romanele pe care le-a publicat în ultima vreme. Cert e că acest roman este, deci a publicat unul în 2016, Cinci colțuri, apoi Vremuri grele în 2019. Între timp, Mario Vargas Llosa a mai publicat o carte foarte interesantă, de data asta de non-fiction, Chemarea Tribului, care este o originală istorie a liberalismului, s-ar putea spune. Invitații mei de astăzi mi-au zis să dau cu banul care să înceapă. Și o să-l invit mai întâi pe Cristian Pătrășconiu, pe care o să-l provoc să ne vorbească despre romanul politic
al lui Mario Vargas Llosa, de ce se numește Vremuri grele acest roman, și apoi, ori în continuare, ori ulterior, vom trece și la construcția literară a romanului, la arta romanului, la Vargas Llosa, subiect care știu că este foarte drag. Dar mai întâi despre romanul politic al lui Vargas Llosa, Cristian Pătrășcone. Mulțumesc foarte mult! E o bucurie să fim împreună, să fim împreună în jurul unei cărți mare, aș spune, al unei cărți cu mare potențial de conversație, a unei cărți care poate stârni polemici redutabile, a unei cărți care nu se lasă așa foarte ușor de luat în posesie. Vremuri grele e o carte despre care, astea sunt note recurente, cumva despre care s-a spus că echivalează cu o revenire. Odată cu Vremuri grele, Mario Vargas Llosa revine la un tip de literatură, la un tip de a pune pe masă în ficțiune o anumită realitate istorică, la romanul politic. E cumva și o revenire, dacă acceptăm unghiul acesta, dar e și o linie continuă, pentru că, din punctul meu de vedere, odată cu Vremuri grele, suntem lângă încă o creație a uneia dintre marii creatori ai literaturii moderne. Și când spun asta, așa, aproape într-un loc comun, unul dintre marii creatori din literatura modernă, o spun și vreau să subliniez asta cu multă admirație. Pentru că Mario Vargas Llosa are peste 75 de ani, aproape că nu mai are nimic de demonstrat, și cu fiecare carte a lui, cu fiecare nou roman, ba chiar cu piesele de teatru care, după părerea mea, pentru publicul din România încă se lasă a fi descoperite, încă urmează a fi descoperite, cu fiecare carte de eseuri, ne pune la îndemână, nu știu, exemplare, exemple de gândire la cel mai înalt nivel al ideației. Deci, cumva, nu mai are nimic de demonstrat, are toată lumea literară la picioare, are un succes imens, este un super, superstar, însă Mario Vargas Llosa scrie și o face cu fiecare carte la cel mai înalt nivel, cu aceeași vigoare, cu aceeași rigoare, și dezvoltă, să zic așa, aceeași forță de seducție, cum o făcea acum 4 decenii, acum 5 decenii, acum 3 decenii, acum 2 decenii. În alte cuvinte, așa, poate un pic trecând într-un limbaj popular, mai popular, mai nu neapărat, nu vulgarizant, mai popular, aș spune cu toată admirația că și odată cu Vremuri grele vedem ce, cum se zice, ce bosă de mare scriitor are Llosa, ce respirație, ce suflu de prozator pur sânge are și la această carte, ce, nu știu, ce stomac de rechin, de mare romancier are, ce privire regală, acvilină are acest domn care a scris și despre tandrețe și despre, formula asta îmi place foarte, foarte mult, cândva despre o fată cu ochi de miere arsă. Și nu în ultimul rând, poate într-un mod fundamental, de fapt, vedem odată cu Vremuri grele ce forță de înțelegere, ce înțelegere superioară are Mario Vargas Llosa în raport cu politicul, în raport cu mizeria politicii, cu mizeria intrigilor de tip politic. Deși, încă o dată, cred că intriga acestui roman se pretează la o abordare polemică și s-ar putea să avem chiar în această seară mai multe feluri de a intra în acest roman, mai multe perspective care nu sunt neapărat complementare. Aș spune, apropo de opțiunea lui Mario Vargas Llosa, care are o tradiție pentru romanul politic, aș spune așa că e o binecuvântare ferice de țara sau de regiunea sau de acea perioadă din istorie care pică pe mâna lui Mario Vargas Llosa. Polemic sau nu, Mario Vargas Llosa are la purtător și își exercită acest privilegiu de a avea acest instrument despre care voi vorbi imediat la purtător, are la purtător un fel de claritate morală. Ajuns aici,
vreau să marchez așa cât se poate de schematic câteva dintre reperele care sunt publice ale viziunii lui Mario Vargas Llosa despre roman, despre cum se face, de fapt despre cum înțelege el să facă literatura și marcând aceste punctulețe, să zic, aceste idei, să implic și o alta, anume că tot ce voi spune în următoarele 3-5 minute se regăsește și în Vremuri Grele, că romanul Vremuri Grele reprezintă o declinare de excepție a acestei viziuni. Și ca să mă apropii și mai mult de ce vreau să spun, o să trimit la un moment important din cariera lui Mario Vargas Llosa și un moment important pentru literatură, și anume în urmă cu mai bine de un deceniu, acel moment în care premiul Nobel a avut onoarea să ajungă în mâinile acestui mare scriitor. Și e foarte bine că s-a întâmplat așa, fiindcă prea multe distincții în trecut au ajuns la unii scriitori, nu știu, care erau mai degrabă pe linie ideologică sau chiar pe linie ecologistă decât alți scriitori. Mă gândesc de pildă că Borges, Philip Roth, Amos Oz n-au luat acest premiu, deci n-am formulat greșit. Atunci vreau să mă refer așadar la momentul în care premiul Nobel a avut onoarea să ajungă în mâinile lui Mario Vargas Llosa. El a avut un discurs atunci care este pentru mine și nu numai pentru mine cumva iconic, un discurs în care între altele a vorbit despre uriașii pe umerii cărora stă el și pe umerii cărora stă scrisul lui și viziunea despre literatură. O să spicuiesc câteva dintre aceste momente, aceste idei, și anume pe următoarele. Spune Mario Vargas Llosa: Flaubert m-a învățat că talentul înseamnă disciplina neabătută și o mare răbdare. Faulkner că forma, scrisul și structura înalță sau împovărează subiectele. Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Joseph Conrad, Thomas Mann, că volumul și ambiția sunt tot la fel de importante într-un roman pe cât sunt abilitatea stilistică și strategia narrativă. Sartre, că un cuvânt este un act și că un roman, o piesă de teatru sau un eseu angajat în actualitate și în cele mai bune opțiuni ale ei pot schimba cursul istoriei. Camus și Orwell că o literatură dezbărată de morală este inumană, iar Malraux că eroismul și epicul sunt tot atât de posibile în prezent pe cât erau ele în vremea argonauților, a Odisei și a Iliadei. Fiindcă, închei citatul, fiindcă avem de-a face cu un roman politic, mai dau un citat care este foarte relevant în contextul cărții Vremuri Grele. E un pic mai lung, dar, repet, e foarte potrivit pentru că suntem în vecinătatea acestui roman. Iată citatul. Deziluzia mea față de statism și colectivism, e tot din Mario Vargas Llosa citatul, și tot de la acel discurs de la Premiul Nobel. Deziluzia mea față de statism și colectivism și tranziția mea spre democratul și liberalul care sunt, care încerc să fiu, a fost lungă și dificilă și s-a datorat unor gânditori ca Raymond Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin și Karl Popper, cărora le datorez reevaluarea culturii democratice și a societăților deschise. Detest orice formă de naționalism, de ideologie provincială, cu vederi scurte și exclusive, care reduce orizontul intelectual și ascunde în sinea lui prejudecăți etnice și rasiste, întrucât transformă într-o valoare supremă, în privilegiu mortal și ontologic, împrejurarea fortuită a locului de naștere. Patria nu înseamnă steaguri, imnuri, ori discursuri apodictice despre eroi emblematici, ci o mână de locuri și oameni care populează amintirile noastre, dându-le patina melancoliei, senzația plăcută că, indiferent unde ne-am afla, avem o casă unde ne putem întoarce. O paranteză care e poate binevenită, tot la acel discurs, Mario Vargas Llosa elogia între alții pe Ionescu și pe Cioran. Mă reîntorc la Vremuri Grele, care, da, este o reîntoarcere. O reîntoarcere la roman politic, la acel amestec unic pe care e în stare să ne-l livreze Mario Vargas Llosa, foarte sus, amestec de realitate
și de ficțiune care-i conturează, să zic așa, un farmec de neimitat. Dacă însă rămânem doar la formula că este un roman politic, cred că comitem o nedreptate, pentru că e prea mult poate să spunem că e un roman total, Vremuri grele, însă tinde către un roman total, e un roman complex, un roman cu multe etaje. Ce face de fapt în cartea aceasta? Despre ce e vorba în Vremuri grele, fără să dau spoilere? Mai întâi, așa și de la distanță, despre Guatemala, despre istorie, istoria relativ recentă, despre schimbări de regim politic, despre violență, despre intrigi, despre servicii secrete, despre confruntare ideologică, despre comunism, despre democrație dură, democrație dirijată, cum ar zice Putin astăzi, despre regimuri militare. Spuneai și tu, Denisa, despre personaje sau e și cu personaje care sunt trecute dintr-un roman într-altul, Trujillo sau mai ales unul dintre personajele principale, de altfel celebrul torționar din Sărbătoarea Țapului. E despre o iubire care are o anumită pasionalitate, e un mix de istorie mică și de istorie mare. Și la final, în fine, ca un fel de închidere problematică, încă o dată, care îi poate invită la o polemică, de închidere a buclei, de înnodarea mixului său de ficțiune și realitate, avem și o relatare a unui dialog reală, din tot ce am înțeles eu, al autorului cu un alt personaj principal al cărții, cu femeia care a inspirat unul dintre cele mai puternice personaje ale cărții, așa nume cu Marta Borrera Para, Miss Guatemala, între ghilimele, Miss Guatemala. Pe net sunt și imagini de la acea întâlnire și apropo de realitate, o mică paranteză, am uitat să arăt la început, așa arată prima pagină a cărții, am găsit-o pe un blog, pe un site, e prima pagină acestei cărți e fixul lui Mario Vargas Llosa, titlul și acel motou. Revin și mai aproape de Vremuri grele, de roman, în infra, dincolo de ceea ce se vede de la distanță. Ce avem aici sau ce regăsim aici? Cred că e evident că regăsim un exercițiu exemplar al rigorii și mă întorc la discursul de la Premiul Nobel, citez: disciplina neabătută și o mare răbdare. Cred de asemenea, nu cred, sunt sigur, de fapt, sunt pot argumenta cu mare forță aceasta, regăsim șarm și suplețe stilistice și super poveste. Mario Vargas Llosa a scris între zecile lui de cărți extraordinare și Povestașul. El însuși este un mare povestaș și apropo de ce spunea la Premiul Nobel, forma, scrisul și structura înalță sau împovărează subiecte. Aici înalță subiectele și dacă poate spre final voi avea timp, poate o să citești și un pasaj despre sau care ilustrează ceea ce eu aș numi extraordinară artă de a visa a lui Mario Vargas Llosa, de a trece, de a schimba timpurile, de a schimba în același, adesea în aceeași frază, epocile istorice, arta de a visa, care este magia prin care alchimia scrisului prin care Mario Vargas Llosa trece de la istoria adevărată la ficțiune. Dar ce mai avem? Ce mai avem în Vremuri grele? Avem amploare, avem cantitate, avem aglomerare, avem volum de fapte, de intrigi, de istorie. Să ne amintim ce spunea la Premiul Nobel, volumul și ambiția sunt tot la fel de importante într-un roman, pe cât sunt abilitatea stilistică și strategia narrativă. Mai avem de asemenea, și avem în toate romanele lui politice asta, ideea care este, încă o dată, ca un fir roșu și care decurge și din poziția lui Mario Vargas Llosa de purtător al unei anumite clarități morale. Avem ideea asta că literatura bună este un mod, dacă vreți, privilegiat de a învăța sau prin care învățăm gândire critică, spirit critic, cetățenie matură
și responsabilă. Și mai avem aici și ideea care e vecină cu cea anterioară, din punctul meu de vedere, și anume aceasta că literatura nu e numai nu e numai un act artistic, nu e numai un act estetic, ci e și unul social, politic, într-un sens general. În acest sens, într-un adorabil dialog recent din 2019, care este disponibil pe YouTube, Mario Vargas Llosa mărturisea că după niște rătăciri vag stângiste în tinerețe, a trecut de la Sartre la Camus și spunea așa cu zâmbetul lui faimos, în colțul gurii, că e de multe decenii mor camusian, mult mai aproape de Camus, că merge pe mâna lui Camus. Mai avem, desigur, personaje excepționale, nu atât eroi, suntem în epicentrul, să zic, literaturii moderne și contemporane, nu lucrăm neapărat cu eroi sau nu mai se lucrează cu eroi, sunt antieroi. Deci, personaje excepționale și legat de aceasta, să nu uităm ce spunea de asemenea la discursul de la Premiul Nobel, eroismul și epicul sunt tot atât de posibile în prezent pe cât erau în vremea argonauților, a Odisei și a Iliadei. Acum, eu cred că mai putem vorbi, sau că e legitim să vorbim despre romanul lui Mario Vargas Llosa, cel mai recent, Vremuri Grele, și în următorul sens. De ani buni se vorbește în legătură cu literatura, în mod aparte, despre o mulțime de crize. De pildă, s-a vorbit și au existat lamentații chiar despre criza romanului, în mod particular despre criza romanului politic, sau pur și simplu despre criza povestirii ca element privilegiat cândva în trecut în roman, ori despre defensiva accelerată a ficțiunii literare, a literaturii în genere, acum evacuată tot mai către margine de tot felul de dihănii din care ne luăm ficțiunea de zi cu zi. Ei bine, în ce scrie și inclusiv în ce scrie în această carte și cum scrie Mario Vargas Llosa, cred că avem o împotrivire foarte puternică la aceste, să zic așa, discursuri ale crepuscului, ale apusului, ale decăderii. Citim așadar, sau cred că putem să citim cu temei această carte și ca pe o continuă și polemică subtilă a lui Mario Vargas Llosa cu lamentațiile și cu indignările crepusculare cu privire la roman. Ele sunt un fel și textul ăsta și alte cărți, sunt un fel de bemol, de încetinitor al unui astfel de discursuri ale poate prea înflăcărate, ale sfârșitului, ale epuizării, ale decăderii. Două idei pe final legate de cartea aceasta și în mod particular de Mario Vargas Llosa. Una dintre cărțile care se găsește în românește și care nu e de eseu, nu e de literatură, care poartă semnătura lui Mario Vargas Llosa, se cheamă Civilizația spectacolului. Nu într-un sens critic și care invită la o poziție critică vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în contemporaneitate și ceea ce denunță că se întâmplă în contemporaneitate, ci așa, preluând ideea și ducând-o într-o altă direcție, eu aș spune că, odată cu Vremuri Grele, avem o carte și despre civilizație și despre spectacol. Despre unele idei, să zic așa, înalte, poate nobile, dar mai ales despre mutilarea lor prin politică. Și asta legat de civilizație și legat de ideea de spectacol, avem odată cu Vremuri Grele un spectacol de cel mai înalt nivel al, încă o dată, unuia dintre mari scriitori din lume cu care avem privilegiul să fim contemporani. În fine, o altă carte, ceva mai veche, nu e nici teatru, nici roman, nici eseu, e toate împreună și mai ales este o carte de memorii a lui Mario Vargas Llosa, de asemenea, se numește Peștele în apă. Sunt memoriile politice ale lui Llosa, care, cu câteva decenii în urmă, ar fi putut să fie, pentru că a pierdut la un scor destul de mic, totuși, finala prezidențială, ar fi putut să fie președintele țării sale în Peru, a pierdut confruntarea cu Fujimori. Cartea aceea este delicioasă, este între marile cărți de memorii politice, din punctul meu de vedere. Recomand lectura ei cu
cu căldură, dar din nou mă folosesc de titlu ca să-l duc în altă direcție și să închid și o buclă. Apropo de admirația cu care vorbeam despre Liosa de la început, atunci când mă întrebam cum mai poate să mai scrie, cum mai, după ce are tot, de ce să mai scrie. Ei bine, cred că unul dintre răspunsurile juste care se pot da în asemenea, nu atât mirări cât admirații pentru o longevitate ieșită din comun la cel mai înalt nivel, în cazul lui Mario Vargas Llosa. Deci unul dintre răspunsuri e acela că realmente în literatură, cu adevărat, Mario Vargas Llosa este ca peștele în apă. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian Pătrășconiu! Două lucruri. Unul, Mario Vargas Llosa a împlinit pe 28 martie anul acesta 85 de ani, depășit această vârstă, îi urăm mulți ani înainte. Iar la un moment dat ne-a arătat pagina cu motoul cărții și cu stiloul lui Vargas Llosa, fără a spune care este acest motou. De asta te-am și întrebat de unde vine titlul cărții. Motoul este din Sfânta Teresa de Avila și este erau vremuri grele, de aici venind titlul lui Vargas. Lăsați-mă să subliniez acest lucru punând motoul din Teresa de Avila. Cei care au acordat, juriu care a acordat premiul Nobel, au subliniat de ce i l-au acordat. În primul rând, opera sa se remarcă printr-o forță epică excepțională, printr-o mare luciditate și ironie. L-aș întreba pe Cătălin Striblea dacă aceste atribute se regăsesc în vremuri grele. Acum surprins, pentru că mă gândeam la cuvântul ironie, ultimul rostit. Nu prea se găsește ironie în cartea asta. E o carte mai curând frustă, așa, pentru că ea e construită ca să te lovească. Nu e ceva ironic acolo, sau poate trebuie căutat cu mare atenție. E mai curând o carte cu o teză și, ca să fie foarte clar lucrul ăsta, Llosa face o chestiune pe care o întâlnești foarte rar. Adică el vine cu un ultim capitol și trage și concluzia cărții. Adică el cu sine însuși, ca să ne fie clar nouă cititorilor că nu trebuie să ratăm această concluzie. Și asta trebuie să recunoașteți că e un fapt mai puțin obișnuit și am tot stat să mă întreb zilele astea de ce un scriitor atât de mare ne-a dat și o cheie cu un capitol final. Pentru că el are o carte care e foarte bună, se citește cu mare plăcere și avid, așa că ăsta e rostul cărții, e scrisă bine, e închegată, are personaje, are partea sa de mister, de intrigă, de istorie mare și mică, cum spunea Cristi, și după ce se întâmplă toate lucrurile astea, vine cu un capitol explicativ. Și dacă n-ați înțeles, stați să vă spun eu despre ce e vorba în această carte, ca să nu mai fie niciun dubiu. Și am stat să mă gândesc de ce a făcut lucrul ăsta, pentru că acel capitol jurnalistico-explicativ poate nu era musai necesar. Poate dacă această carte se termina cu ultima scenă, cred că un cititor avizat era cam tot acolo unde sunt gândurile maestrului când a scris-o. Și cred că singura explicație pe care o am, și care e una absolut subiectivă, este că a vrut să o lase așa, ca un testament, adică a vrut să ne intre bine în cap și să sublinieze niște tușe foarte groase, o stare de fapt pe care el a exemplificat-o prin această poveste, și anume starea de lucruri în care se găsește regiunea respectivă, toată America Centrală, care este vătămată de un amestec de credințe greșite și poate și de intervenții greșite, iar oamenii simpli nu-și găsesc pacea și liniștea în aceste războaie ideologice care se poartă acolo. Poate nu întâmplător în carte este și un capitol care vine să
cum să zic, să consfințească lucrul ăsta cu asupra de măsură, iarăși o tușă groasă. Vă aduceți aminte că cartea este povestea unor personaje importante care trag sforile, care fac și desfac istorii, președinți, dictatori, șef de servicii secrete, o amantă prezidențială. Astea sunt personajele care se luptă acolo, asasin și așa mai departe. Și brusc în această carte apare și povestea unui cadet de la școala militară, care pare ruptă de corpul cărții și este pusă acolo. Adică, de ce ne-ar interesa până la urmă și povestea acestui micut soldat de 20 de ani pe fondul unor istorii atât de mari în care îi cunoaștem pe președinți și pe dictatori? Pentru că istoria acelui mic cadet însuflețit de un lucru în care credea este de fapt istoria multor milioane de oameni a căror viața a fost cumva sfărmată de ceea ce făceau cele 4-5 personaje de la nivelul întâi al cărții. Și asta a vrut, cred eu, să ne spună Liosa. Uitați ce se întâmplă când lucrurile nu merg în mod corect. E corectă teza sa? Teza sa politică din această carte? Amândoieli. Ea e o teză, e subiectivă, el vine și spune, știți, toate relele cam vin din altă parte. Ori asta e mereu discutabil. Când vine vorba de o țară, de administrația sa, de oamenii care trăiesc acolo, au și ei lucruri să-și asume, nu numai să le exteriorizeze. Știți, nouă ne e rău pentru că sunt alții de vină. Dar mi-e clar că maestrul are o fascinație pentru ceea ce înseamnă revoluție, nu? Pentru, sau așa cum e înțeleasă ea revoluție în America. Ne istoria din Peru. Și apropo de istorie, această carte are o chestie la care trebuie să le atragem atenția cititorilor. Este atât de bine scrisă și amestecă literatura cu jurnalismul și cu personaje reale. Toată lumea e reală. Deci toate aceste personaje au existat. I-a schimbat numele Martei Borero, ea există în realitate, dar are alt nume. Toate personajele astea sunt adevărate. El și-a făcut documentarea, spune că a mers chiar în Guatemala pe urmele acestor personaje să le vadă, încât la un moment dat s-ar putea să uiți că e literatură. Dacă nu-ți pui mereu, vedeți că cetățeanul ăsta face literatură aici, s-ar putea să zici, băi, asta e cronica unor fapte grele care s-au întâmplat acum 60 de ani, 70 de ani și care uite ce consecințe au. Ori nu trebuie să uităm nicio secundă că aici e vorba de chiar de literatură, pentru că nu toate lucrurile s-au însăilat așa cum le spune el, nu toate poveștile au fost adevărate, sau el explică cum se mai întâmplă în, el face romanțarea istoriei la un moment dat, da? Cum a murit dictatorul, da? Sau ce s-a întâmplat cu Arbenz. Da? Astea sunt lucruri pe care el le și povestește cumva și probabil că și le închipuie sau dă voce unor mituri și legende locale. Ce mi s-a mai părut interesant în toată povestea asta este acest personaj care se numește Johnny Abes sau Apes, dacă e să-i luăm numele american, Garcia, care este un șef de serviciu secret și cu care nu ne întâlnim prima dată, pentru că el e unul dintre personajele romanului lui Trujillo. Ba, mai mult decât atât, îmi dau seama că iarăși Lios a avut o fascinație pentru acest personaj și pentru ce a făcut el de-a lungul vieții, pentru că l-a omorât de două ori, adică scena morții lui Garcia, Abes Garcia, este și în romanul acela, este și în acest roman și e foarte tare așa din partea unui scriitor să-și omoare personajul de două ori și să o facă și în două cărți diferite, pentru că poți să stai să faci comparație. Dar îmi dau seama că realmente a fost fascinat de acest trăgător de sfori din America Centrală și de toate aceste persoane care probabil au făcut istorie acolo, noi nu putem să o știm atât de bine de la distanță și putem să știm doar ce urme ne-a lăsat internetul sau cărțile de istorie. La fel mi s-a părut că un alt personaj principal pe care l-a construit și probabil că a vrut să-și învârtă cartea în jurul lui este doamna aceasta Miss Guatemala, doamna Miss Guatemala, amanta prezidențială, cu care până la urmă se și duce să lămurească lucrurile, da? Și ea să-i confirme sau să-i infirme ceea ce a scris,
Dar discuția aceea, așa cum se întâmplă în toate cărțile bune, nu vine să trag o linie, să zică, domnule, asta e. Știți ce v-am scris eu, asta e. Nu. Dimpotrivă, doamna îi pune multe semne de întrebare și la sfârșit îi lasă și un avertisment. Vedeți, maestre, că dacă scrieți ce nu trebuie acolo, mergem să ne mai și judecăm. Dar în sine personajul e construit foarte frumos. Și are o altă notă. Știți că în realitate doamna aceasta care e personajul cărții, Marta Borrero, ea în carte și abandonează copilul acolo, care rămâne în Guatemala și căruia îi pierde murma, îl mai vedem pe la 11 ani. În realitate această amantă prezidențială este o femeie foarte casnică care are foarte mulți copii. Cine știe, poate în Guatemala o mai fi rămas unul dintre copiii săi, dar asta nu o să mai lămurim niciodată. A schimbat câteva dintre trăsăturile sale, dar îmi dau seama că i-a plăcut foarte mult să lucreze în această zonă. Și personajele astea două vicioase, personajele astea două care își caută un drum și sunt prinse, de fapt, în istoria unor dictatori turbulenți, mie mi s-au părut, de fapt, personajele importante ale cărții. Pentru că ele caută sau cară toată istoria asta. Niște oameni simpli, prinși între niște vremuri și care s-au descurcat cum au putut. Cu o doză de ticăloșie, cu o doză de naivitate, cu o doză mare de pragmatism în tot ceea ce făceau. Și cred că Leosa ne lasă aici o cale de reușită în lumea respectivă. Pentru că, de exemplu, soțul Martei și tatăl ei, doi oameni onești de clasă mijlocie și care au făcut ceva bani și erau niște cetățeni notabili ai Guatemalei, niște oameni buni de treabă cum ar fi, ei sfârșesc prost, spre deosebire de personajele ticăloase. Cred că mai e mult de discutat și probabil că o să facem după ce vorbește domnul Stanomir despre semnele de întrebare politice pe care le ridică această carte și care sunt egal importante sau poate chiar mai importante la sfârșit. Știu eu peste ani mai importante decât sensul literar al acestei cărți. Pentru că peste ani sunt convins că dacă ne vom întâlni la o masă, la o discuție, nu vom discuta musai despre frumusețea Martei Borrero și despre ticăloșia lui Abes Garcia sau despre visurile lui Arbenz, ci vom discuta dacă într-adevăr America este cea care distruge democrația în Guatemala și în țările Americii Centrale sau nu e așa, sau dacă corporațiile sunt cele care cum să zic, întorc pe față și pe dos aceste țări fără a le da prea multe speranțe. Dar cred că de aici sau aici se pricepe mai bine domnul Stanomir decât ceea ce aș putea spune eu și putem să discutăm după ce îi ascultăm și dumnealui discurs. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Strivrea. Aș mai adăuga că a fost atât de fascinat, dacă nu chiar l-a iubit pe Abes Garcia, încât îl și resuscitează la un moment dat. Nu știm dacă da sau ba, dar încearcă. Ionuț, Ioan Stanomir, condiția latinoamericană? Da, mulțumesc. Ambele discursuri cred că au fost dovada pasiunii pe care o naște literatura lui Vargas Llosa. Și a spune că discursul în care a citat Cristi Pătrășconiu e o miza în abima artei romanești a lui Vargas Llosa. Vargas Llosa, ca și Balzac sau Stendhal, este obsedat de această inserție a istoriei în literatură. Recircularea personajului este o formulă balzaciană. Juxtapunerea de personaje imaginare și reale este o formulă balzaciană. Pasiunea pentru istoria secretă este o pasiune balzaciană. Să ne amintim totuși că Balzac a fost obsedat de aceste mecanisme secrete care fac lumea să se miște. Încât Cristi avea
perfectă dreptate să spună că acest roman este o demonstrație a faptului că în cele din urmă literatura nu se poate epuiza și că fundăturile în care hiperexperimentalismul a împins romanul în secolul 20 sunt depășite prin această capacitate de a te întoarce la sursa originară a literaturii, care este de fapt interogația critică, reveria, dar și nefericirea. Cartea lui Liosa confirmă ceea ce mulți dobitoci, iertați-mi expresia, hai să exprim elegant, spirite mai înguste, nu înțelegem. Că literatura este gândită nici ca un discurs moralizat și nici nu trăiește de pe seama unor personaje pozitive fate. De multe ori, și aici domnul Strible avea perfectă dreptate, răul este cel care fascinează. Noi astăzi, dacă ne amintim de Balzac ca un creator de mituri, ne amintim pentru că a existat Votra. În viitor s-ar putea ca acest torționar cu mii de vieți să fie una dintre emblemele literaturii vorbească. Pentru că răul are această capacitate de a fi ca o meduză. El îți atrage atenția, te șochează și vrei să intri în intimitatea lui. Nu e întâmplător că Liosa este pasionat de acest ticălos, scelerat absolut care este abezgația. Pentru că el întruchipează ceea ce Liosa consideră a fi principala nefericire a Americii Latine. Această dominație a violenței teribile. Această vărsare de sânge care pare să nu se mai sfârșească. Această alianță dintre tiranul scelerat și criminalul care este pregătit să facă încă mai mult decât acest tiran scelerat o cere. De asemenea, nu e întâmplător că există un epilog în care autorul iese la rampă. E iarăși o ambiție, o spirit din acesta totalizator și cosmogonic, la 85 de ani să produci romane de o asemenea calitate, ține de miracol. Eu personal nu mă văd la 85 de ani oricum, dar îmi te scrind romane. Asta este o atitudine goetheană și numai un spirit precum al lui Vargas Llosa, care a devenit goethean prin succesive experiențe, putea să producă o asemenea literatură. De ce, îndrăzesc și eu să emit o ipoteză, de ce acest capitol de încheiere în care autorul iese la rampă? Pentru că autorul este, într-un fel, nu doar Vargas Llosa, cel de astăzi, este o punere în perspectivă a propriei sale biografii. Pentru că angajamentele politice ale tânărului Vargas Llosa se nasc pe acest fundal al alunecării Americii Latine într-o situație în care alternativa are doi termeni. Dictatura militară sau speranța comunistă. Și aici intervine, într-adevăr, cum sugera foarte inspirat Cătălin Striblea, îndoiala fundamentală. Este această cădere în tragedie vina Statelor Unite, cum pare să sugereze o parte a epilogului, sau prezența Statelor Unite nu face decât să potențeze un rău care este endogen și mai puțin exogen. Și nu e întâmplător că acest criminal scelerat sfârșește în Haiti, dintre toate țările. Pentru că Papa Doc, Duvalier tatăl, pentru că exista și un Duvalier junior, întruchipează în modul ideal această unicitate a violenței politice în societățile guvernate de impulsuri arhaice, tribale și scelerate. Papa Doc nu este cu siguranță cel mai important dintre dictatorii secolului 20, dar acolo unde alți dictatori aduc ordinea crimei, la el se observă această pasiune pentru devastare absolută. Și e simbolic, într-un fel, că un criminal este omorât de o bandă de criminali, într-un mod care evocă mai degrabă sfârșirea unei ființe de către o haită de lupi. Eu n-aș fi tranșant în privința acestui epilog. Pentru că Mario Vargas Llosa însuși
introduce foarte multe nuanțe. E adevărat, Arbenz nu este un înger, iar modul în care Arbenz este portretizat ar fi foarte limpede că există o oscilație permanentă la președintele Arbenz și la personajul Arbenz între luciditate și vecinătăți periculoase de tipul comuniștilor guatemalezi. Dar tot Vargas Llosa observă că dacă Arbenz este un personaj complex, cei care urmează sunt personaje unidimensionale, pentru că eșecul lui Arbenz dă naștere unor oameni ca Guevara și Castro. Și aici este, de fapt, și sunt de acord cu Cătălin Striblea, marea miză a lui Vargas Llosa, de a răspunde la întrebarea cum de se face că America Latină devine terenul fecund și de experimentare pentru violența absolută și violența neomenească în intensitatea ei și pentru elanul utopic. Cazul lui Llosa este simbolic. El vine totuși dintr-o țară, Peru, în care ai dictatură, dar ai și Sendero Luminos, una dintre cele mai interesante mișcări maoiste, care încearcă, oricât ar părea de delirant, să aplice tezele chineze într-o societate subdezvoltată din America Latină. Încât a spune, iertați-mi spiritul polemic, că la Mario Vargas Llosa însuși este o scindare. Mario Vargas Llosa este un spirit goetean într-o societate care nu prețuiește luminozitatea goeteană. Pentru că societatea peruană a sprijinit Sendero Luminoso, dar și societatea peruană, iertați-mă, a sprijinit pe Fujimori, care s-a dovedit a fi în lupta contra gherilor maoiste, la fel de nemilos și de autocratic ca inamicii săi. Încât mi se pare că această carte, Vremuri grele, e o meditație asupra modului în care trebuie să te raportezi critic la condiția ta și la condiția romanului, pentru că aici Llosa are dreptate, Cristi Pătrășcon, este polemic cu cei care se pronunță adesea prea grăbiți că romanul este la un capăt istoric. Nu cred. Romanul nu poate să ajungă la un capăt istoric pentru că romanul are în scurta sa viață foarte multe izvoare subterane din care se nutrește. Iar în lunga sa viață vine cu siguranță din izvoarele eline și romane care nu se pot stinge niciodată. Llosa, repet, este un spirit goetean pentru că el ilustrează această sinteză unică pe care America Latină o produce între cultura clasică și modernitatea artistică. Și aș încheia spunând că romanul este polemic pentru că e, așa cum spunea bine Cristian Pătrășcu, un roman politic, dar care nu seamănă cu alte romane politice sud-americane. El nu seamănă cu Toamna Patriarhului și nu seamănă cu Eu Supremul. Nu este un roman al realismului magic. Aici nimic nu este magic. Totul este sordid și totul este explicat matematic. Nu e nimic de realism magic la dictatorul dominican Trujillo. Nu e nimic de realism magic la fratele dictatorului care este făcut președinte pentru ca dictatorul să nu apară drept șef de stat. Nu este nimic de realism magic la acest torționar care are ambiția de a sfârși viața profitând de crime prin contul său într-o bancă din Elveția. Când mi se pare că Mario Vargas Llosa aduce această luciditate de a înțelege că în cele din urmă mecanismul crimei este pus în mișcare de oameni care au interesele lor mărunte și precise. Interesele dictatorului, evident, sunt reprezentate de consolidarea puterii, interesele criminalilor scelerați care îi populează curtea, extrem de complicate, pentru că, la un moment dat, acest criminal scelerat pare și un personaj extrem de meschin. Visul este un vis meschin, dar nu se poate abține, pentru că în natura lui există atâta înclinație pentru rău, încât dintre toți patronii ale crimei le alege pe Papadoc. Este adevăr simbolic totul să te duci să predai arta torturii în Haiti și să fiți omorât de gărzile pretoriene ale lui Papadoc. Și închei spunând că este un roman impresionant pentru că îți oferă o panoramă, vezi diferite forme, de la dictaturile militare clasice, în care sunt ofițeri de o peretă care devin criminal în serie, și dictaturile acestea flamboiante de tipul Haiti, în care ai apelul, să nu uităm la
nativism, pentru că Papadoc așa a ajuns la putere, apărând moștenirea africană a haitienilor, pe care i-a distrus după aceea, și această pasiune pentru crimă. E o carte profundă, e o carte neliniștitoare și inclusiv o carte polemică în raport cu tradiția din care vine și în raport cu prejudecățile cititorilor. Nu e o carte care să livreze adevărul definitiv și cred că inclusiv în privința acestei interogații cu privire la sursa răului, nu există un răspuns clar și tranșant din partea lui Iosa. Răul este atât de proteic încât pare să aibă izvoare în toate elementele subsolului istoric al secolului 20. Mulțumesc foarte mult, Ioan Stanomir, pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Aș vrea o ultimă frază de la fiecare despre acest roman sau despre discuția care ar fi trebuit să urmeze. Cristian Pătrășcon. Doar o invitație cu toată, pe care o fac cu toată căldura. Literatura trebuie să fie citită ca literatură, nu ca istorie. Cred că peste zeci de ani, dacă am discutat despre cartea aceasta, am vorbi mai degrabă despre magia lui Mario Vargas Llosa decât despre dimensiunea, eu știu, strict istorică, cronologică a faptelor petrecute aici. E o carte încântătoare. Știți că la noi, poate și în alte părți din Europa, sunt foarte populare tricourile acelea cu Che Guevara și cu și șepcile și alte însemne. Istoric vorbind, Che Guevara era în Guatemala când dictatorul Armas a început a comis și el la rândul lui nenumărate crime, de data asta împotriva celor care erau afiliați sau, mă rog, bănuiți că ar putea fi comuniști. Poate n-ar fi rău, zic eu, cine are pe acasă un tricou cu Che Guevara sau îi place tare mult cântecul ăla care se comandante. Comandante, să citească această carte, dar și altele, că e un pic așa luminoasă despre ce și cum se întâmplă în zonele respective și mai ales în ideologiile respective. Și nu știu dacă o să-i mai placă tare mult tricoul ăla după ce citește prin seria asta de cărți. Așa, mă gândesc că e important. Poate să lăsăm acest mesaj. Mulțumesc. Ioan Stanomir. Cred că, într-adevăr, literatura trebuie citită ca literatură. Cred că literatura supraviețuiește în raport de orice alte forme de exprimare prin capacitatea ei de a se reinventa și cred că Mario Vargas Llosa este asemenea păsării Phoenix, o făptură care, nerepetându-se niciodată, nu încetează să uimească și am spus că este un spirit goetean, longevitatea lui luminoasă este, repet, aproape neverosimilă. Iar seninătatea cu care a înțeles să se raporteze la destinul lui, iarăși este goetheană. Poate că ultimul pas pe care a trebuit să-l facă Vargas Llosa ar fi să-și găsească un Eckermann cu care să discute și să-și închipuie un dialog pentru generațiile viitoare. Ca și Cătălin Striblea, cred că pasiunile pentru comandanții de tip Che Guevara trebuie întotdeauna filtrate critic, dar să nu uităm că de la romantici moștenim, a spune eu, nu cel mai luminos lucru, această fascinație pentru nemăsură și uneori nemăsura totalitară este cea care, din păcate, continuă să-i fascineze pe contemporanii noștri. A fost o plăcere să vorbim în seara aceasta și, ca și Cristi Pătrășconiu, nu pot decât să spun că actul lecturii, care este un act solitar, poate naște solidarități. Nu întâmplător era îndrăgostită Llosa de Camus, pentru că amândoi pornesc de la a fi solitar și devin solidar. Sunt spirite curajoase și, într-adevăr, admirația lui Llosa pentru Camus este admirația pe care și eu o resim față de Albert Camus și cred că marile spirite ale secolului 20 pot să fie călăuze în această lume plină de zgomote și de penibil a contemporanilor noștri. Mulțumesc foarte mult!
Mario Vargas Llosa a publicat de curând, a acceptat să-i se publice anul trecut o conversație pe care a avut-o cu García Márquez. Ce drept, el era tânărul autor, publicase un roman, iar Márquez publicase 100 de ani de singurătate. Este o conferință despre literatura sud-americană, dar în același timp despre literatură, despre narațiune, despre construcție, despre personaje, exact ceea ce l-a obsedat toată viața pe Mario Vargas Llosa, pentru că lucrul cel mai important în acest roman, care ține de structura de roman, este construcția. Este o construcție admirabilă și Cristi a încercat, chiar a stabilit niște eșaloane la început. Apoi, Mario Vargas Llosa are un superb omagiu pe care îl aduce lui Borges. Este o altă carte, o cărțuie de 100 de pagini, care s-a publicat, Mâmbâiaia Miet, sunt diferite fragmente în care Vargas Llosa și-a exprimat totala admirație față de Borges. Și această cărțulie a apărut și ea anul trecut. Și de asemenea a mai apărut o carte care ține de ceea ce a predat Mario Vargas Llosa la Princeton. Toate aceste trei cărți vor apărea în următorii 2 ani în seria de autori pe care i-am dedicat-o. Și aici se vor găsi multe dintre lucrurile la care voi să afli un răspuns, Ioan Stanomir. Vremuri grele, roman tradus în limba română, admirabil, de Marin Mălaicu Contrar. Cel mai nou roman din seria de autor Mario Vargas Llosa, roman care a apărut la sfârșitul anului 2019 și care a primit un premiu important în Spania în 2020, premiu Umbral pentru cel mai bun roman al anului 2019. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte, foarte interesantă și vă invit cu mare bucurie la următorul volum din Mario Vargas. Bună seara!